Locația este cum nu se poate mai potrivită într-o zonă cu densitate mare a populației în zona centrală a orașului. Deoarece este o lucrare amplă, autoritățile locale au apelat la o persoană cu vastă experiență artistică, Cornel Cârstea, profesor al Cercului Anteu din orașul Mioveni. A fost urmărită menținerea stilului rustic, dar în același timp au fost adăugate noi concepte arhitecturale. Am căutat să dăm o notă, o conotație bisericii, să iasă, i-am dat prilejul practic să iasă, să expandeze în societate, cu izvorul Tămăduirii, pentru că acolo va fi sugestiv în interior, în locul puțului, va fi ceva care va face trimitere la izvorul Tămăduirii și la creștinism, să vină cu o slujbă de izvorul Tămăduirii, o slujbă în amintirea eroinilor neamului, pentru că asta se întâmplă practic în amintirea lor. Ei au fost cei care au conceput lucrul ăsta, au muncit atunci, au mușcat țărâna, au apărat crucea, au apărat libertatea noastră și pentru asta trebuie să îi pomenim măcar atunci de ziua eroilor, dacă nu zilnic când venim și luăm apă. Tehnica folosită de către artiști va fi mozaic, la care se vor adăuga elemente decorative și religioase.